și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore, cu medici de top din România. Vorbim astăzi despre tumorile ovariene și importanța evaluărilor regulate la ginecolog. Vizitele la medic pot salva viața și sănătatea persoanelor care se confruntă cu chisturi, endometrioză sau cancere. Alături de noi este Alina Dascălu, medic primar obstetrică ginecologie în cadrul Spitalului Clinic Sanador. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Spuneți-ne în primul rând, care este importanța controlului ginecologic efectuat regulat? Când ar trebui să mergem prima oară la ginecolog și apoi care este frecvența controalelor pentru a preveni orice problemă gravă de sănătate? Păi, prima vizită la ginecolog de obicei se face de către fetițe la pubertate sau mai bine zis de către fetele care și-au început viața sexuală. De ce? Pentru că atunci poți să faci un control ginecologic clasic. Pe de altă parte, trebuie să faci un control de rutină o dată pe an. Dacă sunt simptome de orice fel, indiferent de afecțiunea genitală, bineînțeles te prezinți la doctor atunci când te doare ceva, când ai o anume afecțiune. Dar controalele periodice se fac o dată pe an. Din experiența dumneavoastră, ce ne puteți spune despre frecvența tumorilor ovariene? Sunt ele frecvente? Și aici mă refer și la cele benigne, dar și cele maligne. Tumorile ovariene, într-adevăr, sunt benigne și maligne. Ce înseamnă benigne? Sunt cu importanță pentru sănătate, să zic, redusă, dar nu înseamnă că sunt nederanjante pentru organism. Cele maligne, deja se știe că este vorba despre cancer. Frecvența tumorilor ovariene benigne, așa numitele chiste sau chisturile pe care le cunosc toate femeile, frecvența lor este undeva 50% dintre afecțiunile genitale. Pe de altă parte, chisturile ovariene benigne pot să fie seroase, banale, cum sunt cunoscute în termen popular, sau tot dintre cele benigne mai fac parte și tumorile teratoamele, așa numitele chisturi dermoide, pe de altă parte și chisturile endometriozice, care sunt destul de deranjante, dureroase și dau tot felul de urmări în viața persoanei respective, afectează starea ei de bine, să zic așa. Chisturile ovariene ca și cancere apar de obicei spre a doua parte a vieții. Din fericire, apar mai târziu. Dar aceste chisturi ovariene, aceste cancere ovariene, dacă pacienta sau femeile, nu neapărat pacientele, ar veni la controle periodice, ar putea fi evitate, pentru că pot fi descoperite prin investigații imagistice uzuale, la îndemână, să zic așa. Da, și bănuiesc că este important să spunem femeilor că și dacă au intrat la menopauză, ele ar trebui să continue cu acest control ginecologic pe care l-ați menționat, pentru că aceste tumori ovariene maligne, în primul rând, pe ele le pot afecta și doar așa se pot depista cât mai la debut, să spunem. Da, într-adevăr, o precizare foarte importantă. Femeile, în general, când au ajuns să intre la menopauză, după ce vin la medic pentru simptomele pe care le declanșează menopauza, respectiv bufeuri, insomnii, tulburări ale stării afective, după ce liniștesc aceste simptome cu tratamentele de rigoare, uită să mai vină la medic. Și într-adevăr, exact cum ai spus, după intrarea la menopauză, de multe ori apar aceste cancere ovariene care sunt, din păcate, tăcute, nu dau simptomatologie frustă, adică simptomatologie zgomotoasă în organism, decât atunci când poate chiar e prea târziu. Ați menționat mai devreme chisturile endometriozice. Despre celelalte, să spunem, acelea seroase, s-a tot vorbit, există tratamente, unele persoane au indicația de a le monitoriza, altele au indicația de chirurgie. Care ar fi situația cu aceste chisturi endometriozice? Care ar fi riscul pentru sănătate și pentru fertilitatea persoanelor tinere, de exemplu? Da, endometrioza este o afecțiune, cum spuneam, benignă, dar care, într-adevăr, poate să facă ravagii mari în organism. Endometrul este mucoasa uterină, deci celulele endometriale se găsesc în interiorul uterului,
fac parte din această mucoasă uterină și în momentul în care ele, aceste celule, ajung în afara uterului și se dezvoltă pe ovare, pe trompe, pe peretele abdominal, pe intestine, deja pot să creeze endometrioame, adică locuri anormale de dezvoltare ale acestor celule, și ele, celulele astea, au ritmul de dezvoltare ca și endometrul, adică odată pe lună încep să sângereze, să mulțească, automat provoacă dureri și pacienta ajunge la control datorită durerilor respective. Nu neapărat trebuie să fie un chist foarte mare să producă dureri. Pe de altă parte, aceste endometrioame pot să fie prezente paradoxal și în ficat și în creier, deci la distanță de sfera genitală. Într-adevăr, este o boală care afectează fertilitatea femeii, pentru că aceste endometrioame, de regulă, apar la vârste tinere, 20, chiar foarte tinere, 20-24 de ani, și pacientele, când se prezintă la medic, se prezintă de multe ori pentru că nu pot obține o sarcină. Și făcând anamneză, investigații și tot ce trebuie, constați că, de fapt, ele au chisturi endometriozice care au afectat ovarele, trompele și nu pot să procreeze natural. Care ar fi protocolul de tratament și de follow-up pentru ca, într-un final, femeile să poată obține o sarcină și să o ducă până la capăt cu succes? Tratamentul, în momentul în care ai pus un diagnostic de certitudine de endometrioză, este inițial hormonal, medicamentos. Trebuie precizat că se începe acest tratament și în funcție de diametrul chistului sau endometriozic sau de poziția unde se află acest endometriom. După ce verifici și monitorizezi cu tratament medicamentos o perioadă și constați că nu s-a întâmplat nimic, se ajunge la o laparoscopie exploratorie sau operatorie în funcție de ceea ce avem pe investigațiile imagistice. După ce ai făcut acest tratament chirurgical de îndepărtare a acestui chist endometriozic sau endometrioame situate în diverse locuri, pacienta trebuie să primească un tratament și după operație. 1. Să nu recidiveze și 2. Să rămână efectul pe care l-a obținut prin tratamentul chirurgical ca ea să poată să obțină sarcina și chiar este sfătuită după ce a terminat acest tratament medicamentos să insiste să obțină sarcina. Dacă nu se poate obține pe cale naturală o perioadă de timp, trebuie să meargă chiar la metode moderne de fertilizare in vitro. Dar această afecțiune poate reapărea în sarcină? Există riscul de a... În sarcină nu reapare, deoarece sarcina tratează endometrioamele. Deci dacă o pacientă, o femeie, să zic că are un chist endometriozic, nu mare, n-a avut nevoie de alt tratament și a avut norocul să rămână însărcinată, adică s-a întâmplat de această minune, după ce a născut, are surpriza plăcută să nu mai aibă acel chist. Deci cumva sarcina contribuie la tratamentul acestei... Furtuna hormonală declanșată de sarcină automat face și asta. Dar să spunem că nu a reușit să obțină o sarcină, cum este evitată recidiva? Pentru că una dintre problemele acestei boli este recidiva. Ați menționat medicamentele. Cât de important este ca pacienta să respecte protocolul pentru a evita această situație? Este foarte important să respecte acest protocol pentru că dacă nu se face și tratament medicamentos post-operator, recidivele sunt destul de frecvente. Dar așa, primind tratament primesc, totuși să și respecte indicațiile, făcând acest tratament, care acest tratament de fapt pune în repaus ovarele, timp de 6-8 luni, depinde de cât e necesar, automat recidivele sunt în proporție mult mai mică, statistic vorbind. Care ar fi semnele care ar trebui să aducă femeile la medic? Există și altceva în afară de durerea pe care ați menționat-o? În cazul endometriozei? Păi endometrioza, de fapt, declanșează dureri
mai intense în timpul menstruației și înainte câteodată. Pe de altă parte, pacientele vin la medic și datorită unei dureri în timpul contactului sexual, pe care durere nu aveau înainte, adică văd că e ceva schimbat. De asemenea, pot să aibă sângerări intermenstruale, automat anormale, ca să nu mai zic că în cazurile avansate pot să aibă sângerări rectale sau dureri la urinare, pentru că această endometrioză poate să afecteze și vezica urinară. Deci, practic, durerea în diverse locuri și de o anumită intensitate. Ca să nu mai zic acest lucru de care spuneam, că nu pot obține sarcina și nu știu de ce. Există, la ora actuală, confirmate cauzele exacte ale acestei boli? Femeile care au rude de gradul 1, mame cu această problemă, ar trebui să fie mai atente? E o corelație între aceste situații? Sunt mai multe cauze, ca să zic așa, dar niciuna nu este, cum să zic, verificată și susținută 100%. Tocmai de asta sunt mai multe. Una ar fi așa numită menstruație retrogradă, în momentul în care sângele din cavitatea uterină, această mucoasă uterină care ajunge la o anumită grosime, se elimină prin vagin. Sângele nu se elimină prin vagin și merge pe trompe spre cavitatea peritoneală, unde aceste celule pot să se implanteze pe intestine, pe peretele abdominal și în altă parte acolo. Asta ar fi o cauză. Doi, exact cum ai spus tu, s-au constatat multe chisturi endometriozice apărute la persoane care aveau în antecedentele heredocolaterale, adică aveau genetic predispoziție spre așa ceva. Și, bineînțeles, mai e luată în calcul și deplasarea, metastazarea celulelor endometriale către, prin sânge sau prin limfă, către creier, ficat și alte zone unde n-ar avea cum să ajungă altfel. Intervențiile chirurgicale din sfera genitală au și ele vreo contribuție la creșterea riscului de endometrioză? S-a luat în calcul această ipoteză pentru apariția de endometrioame la nivelul peretelui abdominal. Adică, de exemplu, după o intervenție de cezariană, în momentul în care deschizi uterul, există în proporție mică, statistic, zicând o incidență a endometrioamelor la nivelul peretelui abdominal, adică la incizia, la perete a locului unde faci cezariană, adică la nivelul cicatricii.